zice o instanță, a pus detergent de bucătărie. Dezinfectant nu există. La cine să mă adresez cu calitatea dizolvantului ăsta sau ce e el? Dacă mă scurmăz, de ce să deți? Oleg Brega, activist civic, Curaj TV. Să mă lămuriți de ce acceptați fără alcool și fără clor? Că doar nu ne ajută cu nimic la pandemie. Și doamne, dar vă ascult. Eu întreb la papuha. La papuha să duci 15 minute. Hai intrați și să vă ședeți pe scaunele aici. Cât căvarul plouă. E masă, e masă. Vino coș, da, e masă. Tăiați-i, plecați. Scrie și nimic la oră. 345. Un șef de gospodărie sau director, președinte, ce? Este secretar, e ca în 208, dar pe ora 2. Ai, pauză acum. Că vreau să mă lămuresc, că nu-i normal. E periculos, ne jucăm de protecție. Purtarea măștii obligatorii, dar... Polițiștii poate să nu poarte, gardienii de la poartă poate să nu poarte. Și dezinfectantul poate să fie antibacterial. De virus nu ne temem noi, chiar dacă e pandemie. La judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Și am o pauză de masă. Spus despre mine. Da, bacterii. Eu nu aflu că virusul nu-s bacterii. Pus detergent cu zero alcool și fără clor. Sau cum îi zici, dezinfectant. Nu dezinfectează nimic, din contră. Îți creează iluzia că ești cu mâinile dezinfectate. Poți să intru? Nu știu, bat la ușa. Bună ziua! Bună ziua! Oleg Vrega sunt. Bună ziua, domnule! Observ că nici dumneavoastră, nici alți angajați la judecătoria asta nu poartă mască. Deci ca să fie unghiul mai bun, ce vei rușine cu mine în genunchi. Și dezinfectantul... Cine nu poartă mască? Nimeni din angajați, nici omul ăsta de la poartă nu purta mască, nici fetele care vin grefiere și tot așa. Eu mă aflu acum în birou la mine. Și am intrat eu și a intrat colegul dumneavoastră. Și ați intrat dumneavoastră și mi-am pus masca. Care e problema? Bravo. Dezinfectantul de la ușă are zero alcool și zero clor, deci nu ne păzește de virus. Uitați-vă. Ni s-a spus trebuie să aibă 70% alcool sau clor, nu știu câte procente. Noi folosim lichide care ne le... repartizează de la sediul central. Judecătorie Chișinău toată, cumpără într-un lot. Judecătorie Chișinău cumpără într-un lot. S-am călat toate filialele, e același detergent. Eu nu cunosc, eu în alte filiale nu mă duc. Și o să mă duc eu mâine. Dar jos la toaletă, în genere, detergent de vase, de la bucătărie, în toaletă. Și vă adresați cu aceste probleme, vă adresați la sediul central, la domnul președinte. Acolo-i președintele, în centru, da? La Zelenski 13. La Zelenski, la Botanica. Da, la clădirea administrativă. Acolo e. Fosta judecătorie botanică. Fosta judecătorie botanică, da? Și acolo o să vă răspund la toate întrebările care vă privesc. Am înțeles. Mulțumesc. O zi bună. La revedere. Sper că sunteți făcut. E, gata, m-a slămurit. Nu am pe băiat. Atenție că e bâjă. Să nu credeți că voi dezinfectați la ușă, din contră. Riscați să luați niște virus și taman de pe aparatul acela. La fel și la baie.